Hello, dragilor! Bine v-am găsit la un nou clip și astăzi vorbim despre cărți și am pentru voi o propunere de maraton de lectură pe parcursul lunii septembrie. Stați așa că vă povestesc imediat, dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o la canalul ăsta și nu uitați că în luna septembrie postez o dată la două zile. Prin urmare, vă aștept aici pe canal, așa că activați-vă și notificările ca să vedeți când intră clipurile, era să zic cărțile, vorbim de cărți, așa. Și urmăriți-mă și pe Instagram că vă țin și acolo la curent cu tot felul de lucruri interesante. Bun! Astea zi înfise, hai să vă povestesc ce mi-a tunat mie. M-am gândit eu în felul următor. Măi, a trecut vara, am chef de citit, m-a trăznit, v-am spus, v-am povestit că m-a trăznit cheful de citit. Am încheiat o lună august foarte prolifică din punct de vedere al cărților citite, o să vedeam curând. Am book club, mai două în cazul în care... Nu știți, am book club unde la fel avem o propunere de carte și zic, ce-ar fi dacă aș face și un maraton de lectură? Dar un maraton de lectură care să se desfășoare pe parcursul lunii septembrie, la care este invitat oricine, atât cei din book club-ul meu, cât și alte persoane care vor să participe, oricine este invitat la acest maraton de lectură. Și l-am numit maraton de lectură al cărților abandonate. Adică, ce vreau să zic prin asta? Îmi propun ca, cel puțin eu, personal, luna asta să citesc cât mai mult din acele cărți pe care le-am abandonat. Adică le-am început, dar le-am abandonat nu pentru că nu mi-au plăcut, ci pentru că au intervenit alte motive și am să vă spun imediat ce. Nu vă recomand, cel puțin personal, nu vă recomand să vă pierdeți timpul cu o carte care nu vă place. Adică dacă ați început o carte și ați abandonat-o pentru că nu v-a plăcut, din punctul meu de vedere, acea carte nu intră la criteriile maratonului, da? Deci din perspectiva mea n-ar trebui citită așa, dar dacă aveți cum am eu cărți pe care le-am început și din diverse motive nu le-am terminat pentru că au venit alte cărți, pentru că m-am plictisit, nu știu, în general de citit, pentru că s-au întâmplat anumite lucruri și le-am întrerupt și după aceea am uitat că le începusem, alea sunt cărți viabile pentru acest maraton. Acum, eu am în fața mea niște cărți pe care vreau să le atac, pe care am început să le atac și vă voi explica ce și cum cu fiecare, dar voi sunteți liberi, dacă vreți să participați la acest maraton, să luați orice carte. Eu cred că la finalul lunii, dacă reușim să terminăm o carte sau măcar să ne formăm o impresie, nu neapărat să o terminăm, că dacă ajungeți la concluzia că cartea pe care ați început-o nu vă place, lăsați-o! Next, că sunt atâtea cărți pe lumea asta. Dar, dacă, cred că la finalul lunii, dacă reușim una, două cărți să citim din cele pe care le-am abandonat în trecut și care poate ne-ar fi adus un plus de ceva interesant, eu cred că e bine. Așa. Eu am mai multe aici, având în vedere luna prolifică pe care am avut-o în materie de citit în august, nu garantez că și septembrie o să fie la fel, mi-am propus mai multe cărți, dar vă explic imediat. Asta pe lângă cartea pe care o vom avea la Book Club, care încă nu știu, la ora la care filmez încă nu știu care este, dar am să vă anunț pe Instagram. Cum ziceam, urmăriți-mă și acolo, că acolo vă spun mai multe bune. În primul rând, ce îmi intenționez eu să termin luna asta, este ceva ce am început acum și din care am citit, cred că 20 de pagini am citit. Asta nu este neapărat o carte abandonată, dar intră la maraton pentru că tocmai am început-o și n-aș vrea să o abandonez. Idiotul de Dostoevski. Dacă vă mai amintiți, am zis eu la un moment dat că eu am cărțile astea din biblioteca de la Adevărul. Și dacă vă mai amintiți, vă spuneam la un moment dat că nu mai țin minte dacă am citit Idiotul de Dostoevski. Și eram așa foarte consumantă mintea mea, că zic, bă, cum adică am citit Idiotul și nu mai țin minte? Nu. Acum când am deschis cartea, mi-am dat seama că nu am citit efectiv romanul ăsta, pentru că
Au intervenit anumite situații, nu știu, eram în facultate în perioada aia și cred că am vrut să o citesc, dar n-am mai apucat și am rămas cu impresia că am citit-o. Deci, n-am citit cartea asta, o voi citi și cred că la un moment dat făceam o confuzie și cu Avarul. Nu știu de ce, că sunt total altă undă, dar pe alte file, dar mă rog. Așa, deci am ăsta, am romanul în două volume. Și eu sper ca măcar pe unul să-l termin, dacă aș reuși să-l termin și pe al doilea, care e ceva mai subțire, ar fi minunat, dar eu sper că măcar pe unul. Este un clasic, Idiotul, a devenit un clasic al literaturii, de fapt cam tot ce a scris Dostoievski, fie că ne place sau nu, a devenit clasic, considerată literatură clasică, prin urmare, na, e și chestie de cultură generală, nu neapărat de plăcere de citit, așa că vedem. Eu, de felul meu, nu prea mă înțeleg bine cu autorii ruși sau cu autorii ăștia din zona aia, așa. De-aia am foarte multe emoții în ceea ce privește acest roman, dar îi voi da o șansă și am să încerc și am să mă străduiesc și cât pot eu de tare am să mă străduiesc să citesc această carte. Apoi, o carte pe care am început-o imediat cum am cumpărat-o, adică imediat după ce am făcut clipul ăla pe la începutul anului cu cărți pe care le-am citit, este Trandafirul și Hangerul. Este acel volum care este partea a doua din povestea aia Șeherezade. Știți că vă povesteam eu de povestea aia rescrisă a Șeherezadei și vă povesteam că era de frumos prin primul volum. Ei, am început al doilea volum și nu știu de ce m-am oprit din a-l citi. Cred că am dat de altă carte care m-a entuziasmat mai tare și am uitat de asta. Pe asta n-am să o reiau. Mi-am propus să reiau anumite cărți de la zero, dar pe asta nu am să o reiau pentru că știu ce s-a întâmplat în paginile astea, că aici am rămas practic cu citit unde este semnul și practic nu s-a întâmplat nimic. Am citit cât 66 de pagini și nu s-a întâmplat nimic. Prin urmare, voi termina cartea asta, voi continua de aici de unde am lăsat-o și o să vă zic la final ce și cum. Ar trebui să fie asta o lectură ușoară, nu ar trebui să fie ceva așa. Apoi, o carte pe care am avut, cred că, două tentative de a o citi. Am citit primele pagini și nu știu de ce am întrerupt-o, asta chiar nu știu. Pe asta o voi începe de la zero, pentru că nici nu mai știu exact care au fost primele pagini pe care le-am citit și ce am citit din ele. Este vorba de Lorelai de Ionel Teodoreanu. De mult vreau să citesc cartea asta, de foarte, foarte mult timp. O am deja de ceva timp în bibliotecă, de câțiva ani, și vreau să o citesc pentru că mi-a fost recomandată de mai multe fete și mi-au spus mai multe fete că este drăguță și ce frumoasă este și că le-a plăcut și vreau să o citesc să văd și eu care-i treaba. După primele pagini pe care mi le-am citit atunci când am avut tentativa aia, nu aș putea să vă spun exact nimic. Și mi-am mai pus încă două cărți. Da, sunt foarte ambițioasă, știu. Nu știu dacă le voi citi pe toate, dar mi-am propus ca măcar astea să le citesc, adică să am opțiuni. În cazul în care voi termina toate aceste cărți pe care vi le arăt în acest clip, by the way, mai am cărți abandonate, adică nu vă imaginați că doar pe astea le-am abandonat, da? Mai am cărți abandonate și pot să completez colecția. Dar v-am zis, la toată stiva asta de cărți se adaugă și cartea care o să fie la Book Club. Aia este non-negotiable. Da? Nu știu ce carte o să fie, dar aia pentru mine este non-negotiable. O carte pe care am început-o și pe care am abandonat-o acum pentru că a venit luna august și eram foarte entuziasmată de Biblioteca de la miezul nopții, de Pacienta tăcută, de Devoratoarea de păcate și n-am reușit să o termin. Este asta, Arta negocierii. Mi-a plăcut ce am citit în primele pagini, mi s-a părut destul de interesant. Vedeți că am două semne puse aici, am markerul, pentru că asta fiind o carte de self-help, fac și notițe pe ea și îmi semnez pe ea.
Și pe asta am să o reiau, că știu ce s-a întâmplat în paginile astea când am citit ea. Asta o să continui de unde am lăsat-o și vă voi spune, pentru că chiar sunt curioasă. Asta trebuie neapărat să o citesc, pentru că sunt curioasă de ce mai zice nenea ăsta pe aici. Sunt multe chestii destul de interesante pe care le-am descoperit în astea câteva pagini, dar rămâne să vă povestesc la final. Iar ultima carte, am zis așa să fie, exceptând Idiotul, care este un clasic, am zis să am două cărți de beletristică, două de self-help, acum vom vedea, le alternez, să vedem ce reușesc să termin. O altă carte pe care am început-o de două ori, nu o dată, și a treia oară iar și-am abandonat-o, pentru că este iarăși genul de carte pe care trebuie să o citești încet ca să asimilezi informația, dar nu e genul ăla de carte prin care treci, așa, ca vigilia, ci e o carte cu foarte multe informații și trebuie să treci prin ea și să o asimilezi. Și știu sigur că ambele dăți, când am abandonat, am abandonat-o pentru că eram prea obosită ca să mă pot concentra pe ce citeam, iar a treia oară am abandonat-o acum, când am fost la mama, că acum am început să o citesc pe tren când m-am dus la mama. Și am abandonat-o pentru că atunci, după ce m-am întors de la mama, m-am apucat de citit celelalte cărți și iarăși m-au luat frenezia cu alea, cu biblioteca de la miezul nopții, cu pacienta tăcută, cu... știți deja, da? Este vorba despre Creierul lui, Creierul ei. Este o carte despre creier, da, așa, și despre cum funcționează creierul și cum se formează creierul și despre diferențele dintre creierul bărbatului și creierul femeii. De ce noi gândim la femei într-un fel, de ce bărbații gândesc altfel. În atâtea pagini, nu știu câte sunt astea, 40 de pagini pe care le-am citit, deja am adunat o grămadă de informații foarte interesante despre creier și de-aia zic că este o carte care se parcurge încet, nu este genul ăla de carte prin care treci ca vântul, ci trebuie să o parcurgi încet ca să înțelegi fiecare informație și să absorbi și să și însușești, nu doar să citești așa iurea. Bun, și îmi propun să încerc să avansez cât mai mult cu cartea asta. Deci asta este dintre toate cărțile, asta este singura pe care nu doresc neapărat să o termin, ci vreau să o duc, să avansez cu ea și să o aduc într-un punct în care să înțeleg, să absorb informația, pentru că sunt foarte, foarte, foarte multe informații utile aici și foarte multe informații interesante care ne pot ajuta și la serviciu și acasă cu familia. Poți înțelege de ce copiii gândesc într-un anumit fel, într-o anumită perioadă a vieții și tot așa. Deci e foarte interesantă cartea asta, să știți. Dar v-am zis, scopul, obiectivul meu pe luna asta cu ea nu este să o termin ca să fie bifat acolo că e terminată, ci să parcurg cât mai mult din ea, dar să și înțeleg ce parcurg, nu doar să o parcurg. Bun, astea sunt cărțile pentru maratonul meu, pentru mine. Acum voi sunteți invitații mei să scrieți și voi măcar o carte pe care ați abandonat-o și pe care ați vrea luna asta să o luați, să o citiți, să o terminați. Dacă terminați cartea, sunteți liberi să mai luați alta. Și la final de lună eu voi veni cu un alt clip și am să vă spun cum a decurs acest maraton și ce am citit și ce impresie am și așa mai departe, da? Și am să vă povestesc totul despre toate cărțile astea și dacă am reușit să le citesc sau dacă a fost un fail total. Și atunci o să vă invit și pe voi să veniți din nou să-mi spuneți ce ați citit, care sunt cărțile pe care, dacă ați reușit să le citiți, dacă v-au plăcut, dacă v-ați menținut impresiile sau dacă ați trecut la alte cărți. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut, sunteți liberi să veniți în clubul meu dacă vă doriți. Nu uitați să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o, să veniți și pe Instagram, pentru că vorbesc, cum ziceam, cu voi în fiecare zi și o să vă anunț acolo care este cartea lunii septembrie de la Book Club. Și mă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!